Alo, bună ziua, domnule primar. Ștefan Vlăscean, sunt de la ziar Observatorul Prahovean. Aș dori să vă rețin și eu 2 minute, dacă se poate, în legătură cu o reclamație, cu o problemă mai mult, nu știu cum să o numesc, dacă aveți dispoziție. Am aflat și eu de la mai mulți locuitori ai satului Cocoșești despre dorința lor de a avea un parc pentru copii, pentru cei mici. Un parc sigur, să zic așa, un parc în apropierea locuințelor și așa mai departe. Am înțeles că și primăria are cunoștință de acest lucru. Dânsii mi-au spus că au identificat și o locație, și anume o zonă amplasată în spatele unui cabinet medical. V-au propus acest lucru, construirea unui parc acolo, însă din câte am înțeles, primăria a dat negație inițiativei lor, și anume că... A zis că nu este normal și nu este curând să facă un parc acolo. Acolo, dacă fac, trebuie să facă o zonă verde frumos cu niște bambuțe în care să stea cei care vin nu la cabinetul medical, că nu-i cabinet medical. Acolo este o clinică de recuperare. Adică doctorul Roșca, care e pe la Bălenii de Punte, da, a închiriat acum 7 ani de zile acea locație și de 7 ani de zile determinește toată comunitatea Bălenii și comunitatea zonelor învecinate pentru tot ce înseamnă recuperare de oase. Și nu știu dacă acolo unde oamenii vin și stau și să recupereze oasele, noi ar trebui să facem un parc să țipe copiii, să spiere sau mai știu eu, pe o bucată de teren de 500 de metri, 600 de metri mari. Am înțeles. Ideea e că oamenii își doresc lucrul ăsta pentru că e foarte sigur, din câte am înțeles eu, nu trebuie să se deplaseze copiii nesupravegheați pe un drum național sau județean. Există... Vă rog. Dumneavoastră știți destul de bine și chiar puteți să mă registrați să nu există de probleme. Eu am căpăt un parc la Păulești, unde vin și cei de la Băicui, și cei de la Plopeni, și cei de la Ploiești. Dacă vreți să vedeți câți ploieșteni sunt acolo în parcul ăla, v-aș invita cu o seară numai să vedeți câte lume vine cu copiii ca să simtă bine la Păulești. Eu am o zonă la Cocoșești unde să fac un parc și o să vedeți că toată lumea se deplasează acolo. Aici e mușcul cuiva care vrea neapărat în spatele ăla acolo să pună un parc într-un fund de grădină. Ar fi bine să mergeți până acolo să vedeți unde își dorește acel parc aceste persoane care v-a reclamat. Și după aia să discutăm și să spunem dacă se merită să facem un parc acolo. Cu siguranță voi merge, însă nu e vorba de o singură persoană, două, trei. Am înțeles că sunt zeci de persoane care... Da, unii au semnat în neștiință de cauză, eu am trecut prin Consiliul Local acea cerere, Consiliul Local nu a fost de acord, dar acolo unde e zona de recuperare, adică din punct de vedere al oaselor și a sănătății oamenilor, noi să punem un parc să se joace copii. Din câte am înțeles eu, pe terenul respectiv există o construcție. În realitate. Și respectiv a fost școala veche. Din ce am înțeles eu, e vorba de o magazie pe terenul respectiv. Și am înțeles că ăsta ar fi motivul pentru care dumneavoastră nu dați curs solicitării oamenilor de acolo. Până acum 2 ani de zile a fost terenul arhiepiscopiei române. Pentru că a fost dat de către Consiliul Local din 2004 să se construiască o biserică. Între timp a venit un om de bună voință și a construit o biserică în sat și nu a mai fost nevoie să dea acel teren. Acel teren abia a putut ani a intrat în patrimoniul Consiliului Local. Bun, și da? Magazia aia, practic, că am înțeles că e o problemă și cu asta. Magazia respectivă, care, cine o deține, a cui este? Magazia e de pe vremea școlii acolo. Am înțeles. Era școală, deci nu am înțeles. Era pe terenul arhiepiscopiei până să ne dea terenul înapoi. Am înțeles. Eu am înțeles, pe de altă parte, că în magazia respectivă sunt depozitate și pe terenul respectiv sunt ținute de către un consilier local de la Păulești diverse utilaje. Și practic ăsta ar fi motivul pentru care nu intenționa să schimbați destinația terenului. Puteți să mergeți acolo să vă uitați și să vedeți ce utilaje e în magazia. Sunt niște scaune vechi care le-au avut căminele culturale înainte. Și contribuie și la o cutie de viteză noi. Am înțeles. Nu e vorba doar de o cutie. Nu e vorba doar de o cutie de viteză. E greu să cred că e mai mult o cutie de viteză sau de ceva. Am înțeles. Și cine este persoana care a depozitat în spațiul respectiv? Este un consilier local? Păi nu știu exact. Trebuie să mergeți să vedeți dacă este depozitat. Păi eu vă întreb pe dumneavoastră să-mi confirmați sau să-mi infirmați. Am înțeles că este vorba de un consilier local în care vă este și rudă. Da, ce rudă? Am înțeles că vă este fin. Păi și înseamnă că mi-e rudă dacă mi-e fin?
Am înțeles. Să ne rupe dacă ne este fiind, cumva are creadă sânge cu mine, cumva se trage de mama, de tata. Domnul primar, este rudă prin alianță. Rudă prin alianță cum? Că ce, ați văzut în spate când s-a culinat acum 20 de ani? Am înțeles. Bun. Deci, cu alte cuvinte, terenul respectiv este ocupat și de finul dumneavoastră, unde oamenii vor să fie construit un parc? Nu, nu cred. Deci, finul dumneavoastră nu ocupă terenul respectiv? Nu. El are casă de vecin acolo, în vecinătatea lucrurilor acelea, dar nu are nicio treabă. Așa ocupă locul. Am înțeles. Și adevăratul motiv pentru care nu intenționați să construiți un parc acolo, care este? Întrebați consiliul local, nu mă întrebați pe mine. Consiliul local a hotărât să nu se construiască parc acolo. Și v-am spus adevăratul motiv, nu mi se pare acolo unde e centrul de recuperare pentru bătrâni sau pentru bolnavi, să te duci cu un parc de copii unde să se țipe, unde să se zbiere, unde să te bagi într-o fundătură care nu-i pătrund. Eu vă înțeleg, dar astea sunt doleanțele oamenilor. Astea sunt practic și reclamațiile pe care, nemulțumirea lor. Și anume că acolo nu se construiește... Acolo am înțeles că nu se construiește, nu se vrea construirea unui parc, pentru că acel teren este folosit... Domnul primar, nu vreau eu de la observatorul... Nu vreau eu de la observatorul Prahovean. Sunt zeci de oameni care vor lucrul ăsta acolo. Din motive ce țin de siguranță, de... Păi, tocmai asta v-am întrebat. Cum comentați faptul că oamenii susțin că nu construiți acolo un parc din motivul că... V-am spus că voi face un parc băncuțe, dar nu voi pune parc de joacă pentru copii. Voi face un parc de băncuțe în anul viitor, pentru că anul ăsta nu se mai poate, că deja suntem la sfârșit, dar nu parc de joacă pentru copii. Dar nu se poate pune parc de joacă. Am înțeles. Pune parc de odihnă, dar nu parc de joacă. Am înțeles. Și pe terenul respectiv, finul dumneavoastră, care este și consilier local, nu beneficiază practic de terenul acela, din câte îmi spuneți dumneavoastră. Nu are nicio treabă cu terenul acela. V-am spus, dacă a avut probabil un cer ceva cu magazin, magazinul are niște scaune preite la terenul cu trau, în cealaltă pe ultima dată în ea. Trebuie un magazin de parcă, dar nu pot să desfințez, atât timp a fost construit acolo. Bun, am înțeles. În regulă, vă mulțumesc. Sănătate.